Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să facem o trecere în revista principalelor titluri de astăzi. Certa SIG a încheiat al patrulea an consecutiv de creștere. Acționarii BCR Asigurări de Viață au aprobat majorarea capitalului social al companiei. Și Ingo Strach este asigurătorul organizatorilor de la Soci. Să vedem acum și știrile pe larg. Cu subscrieri de 12 milioane de euro, Certa SIG a încheiat al patrulea an consecutiv de creștere. La baza rezultatelor a stat strategia companiei de a se adresa exclusiv segmentului corporate și de a se axa pe produse specializate de asigurări, cum ar fi asigurările de garanții, asigurări de bunuri și cele dedicate domeniilor inginerești, răspunderi civile și asigurări maritime. Performanța este cu atât mai notabilă, având în vedere eliminarea din portofoliu a produselor destinate asigurărilor auto. Acționarii BCR Asigurări de Viață au aprobat în cadrul anulării generale extraordinare majorarea de capital a companiei cu suma maximă de 120.522.920 de lei. Conform deciziei, prețul de subscriere al acțiunilor noi în cazul exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți este de 10 lei per acțiune. Orice acțiune nouă rămasă nesubscrisă la sfârșitul perioadei va fi anulată, iar sumele din majorarea de capital vor fi alocate în exclusivitate pentru activitatea BCR Asigurări de Viață, se mai arată în comunicat. Răspunderea civilă a organizatorilor Jocurilor Olimpice de la Soci este asigurată de către compania rusă Ingo Strach, potrivit comunicatului emis de companie. Limita totală a răspunderii în cadrul contractului de asigurare este de 250 de milioane de dolari. Polița de asigurare este valabilă până la 31 decembrie 2016 și oferă protecție pentru o gamă largă de riscuri de răspundere civilă pentru cauzarea de prejudicii terților, care pot apărea în timpul pregătirilor sau a desfășurării Jocurilor Olimpice. Acestea au fost știrile de astăzi la Exprim TV. Nu închei însă înainte de a vă reaminti că începând cu ora 13:30 puteți urmări o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc difuzată de Radio France International. Dragoș Ciocan, specialist în reasigurări, și Mihai Crăcea, redactor șef al Exprim Newsletters, vor discuta astăzi despre situația actuală în domeniul reasigurărilor și sezonul de reînnoiri 2014. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mâine vă revedesc cu colega mea Oana.